stadium. Slobul s-a ducat la Pădești, versus Ceaua. Am 20 de ani și mă ocup de 8 ani cu această meserie. Aici e locul din care luăm materia primă. Să se vadă că trebuie să fie concopată. Asta e plantată și o tai cam de vreo 30 cm și e doar o fingi în pământ. Și racheta se prinde foarte extrem de repede și doar atât crește. Maxim 3 metri înălțime și atât. Ăsta e locul care stă apa, de sub un izvor și mereu aici e apă. Începe prin a lua rachetă de aici, în toamnă. O fie printr-un cazan. Trebuie să stea la fier cam 9-8 ore. Și apoi o punem într-o mașină special pentru cojirea lor. Le cojim și apoi le uscăm și sunt gata de lucru. Trebuie să fie odată, ca să nu se rupă. Prăfate ouă, ca trebuie să stea în apă. Este bucat de pal legat de această bază. Asta o să fie baza coșului în sine. Aici îmi timp prin a pune creata dumneavoastră deasupra rotoare și după de desubt. Și așa facem o priză, ca nu se desprinde. În satul nostru, când perioada comunismului, era o secție mare de împletituri, în care lucrau 100 de oameni. Și tatăl meu de acolo s-a învățat și de 30 de ani tot confecționează astfel de coșuri. Împletura constă în două în interior și una exterior.
după acești fâșii. Fierte și apoi cojite, pentru a fi mai rezistente. Pentru că dacă le lăsăm cum sunt ele naturale, se vor usca foarte repede și se vor rupe. Eu lucrez la vârsta de 12 ani. Acum am 20 ani. Această meserie m-a stat de la tatăl meu, ciobanul Gheorghe, care lucrează 30 ani în domeniu. Și am învățat de vremea comunismului, care era o secție mare din pleturile noi în sat. Și v-a pasionat și am vrut să o văd și eu. Să mă uit la el în sine, am început de la 7-8 ani. Stau cu el toată ziua și să mă uit ce face. Doar că eram prea mic ca să muncesc, fiindcă îți trebuie forță în mâine aici. Acum trebuie să iau această formă, să o pun. Ca să iasă coșul drept în sus, să nu fie denivelat sau ceva de genul. Acesta este un curent de vacă cioplit și îl folosesc pentru a face această șină. Despre că nu iau în trei bucăți. Pentru că aș folosi mult prea mult material unde nu e nevoie. Acum facem unelul. După să iau două din partea asta, se pun peste și după fușelul pe care l-am folosit la început, îl pun jos. Orice vă trece prin minte, scaune, mese, dulapuri, la un moment dat tatăl meu a făcut și o umbrelă, și orice vă trece prin minte poate fi convenționat.
are nevoie de foarte multă apă. Chiar că ești pe malul bărților de obicei. Încheierea începe prin a da trăinuile jos și a lăsa spațiu pentru sfârșit aici. Și apoi, la fiecare noi pe care am dat-o jos, mai punem încă una și le dăm în interior, pe toate. Și după motoarea jos. Și așa. Și asta vom face la primele 5 nuiele. Thank you.